Deci sunt două mari echipe, ca să zic așa. Prima dată ambele în spațiul acesta, un spațiu cu totul special, care o să vă mai cheme în el. Poate o să vedeți și singur, dar cu siguranță avem această tehnologie pe care Brăguș, sigur că n-am putut anticipa, dar vom ține în continuare din când în când întâlniri cu totul speciale. Aceste întâlniri sunt inaugurate astăzi de Mai recomand de acolo, în spate, dreapta toate. Deci e prima noastră întâlnire cu totul, cu totul. Nu chiar de tot. Nu mai chiar de tot. Mersi, Daniel. Noi suntem foarte mândri de acest spațiu, chiar dacă nu este în centru, dar câteodată lucrurile foarte la îndemână sunt sărite. Ce e foarte aproape și foarte, foarte accesibil, nu prezintă atât de mare interes decât atunci când vii într-un loc pentru că vrei să vii acolo, pentru că știi la ce vii, pentru că îți dorești să vii și pentru că acest loc îți promite o întâlnire viitoare, cel puțin de aceeași intensitate. Acum, de ce suntem noi aici? De ce am insistat atât de mult să venim? De ce am pus pe simeze, se cheamă, pentru voi micuții, aceste panouri unde se expun lucrările și pentru voi cei mai mari? Am făcut o conjuncție sub puterea lui Brâncuș. Și spun putere pentru că Brâncuș, toată lumea crede că știe cine e Brâncuș, românii se fălesc oriunde cu acest nume, puține lume îl înțelege pe Brâncuș, pentru că e greu să înțelegi pe cineva care e mult, care vede mult înaintea noastră. Brâncuș a făcut parte din categoria vizionarilor, a oamenilor care văd mult înainte de generația lor, de timpul lor. Brâncuș e cu ceva cu totul special și pentru România și pentru întreaga lume. Și povestea acestei întâlniri, de fapt, în care Brâncuș a fost poftit așa ca un astfel de onoare, a pornit de la liceul Ibu. Un liceu, după cum știm și vedem, extrem de activ. Tot timpul se întâmplă ceva important și frumos acolo. Și, practic, cel care a prins flacăra la acest foc la care ne găsim astăzi, este domnul profesor Nic Arteian, prietenul nostru, al vostru, mai mult decât un profesor. E un prieten, aș spune, mă bucur că e așa. Și în studioul magic de jurnalist de la Ibu s-a născut această idee să fotografiez. De fapt, o să ne spună domnul profesor cum s-a născut ideea. Eu să vă spun doar așa puțin că am văzut aceste fotografii făcute de elevi, cu elevi, când toată lumea face shooting-uri și se plătesc bani grei, știți foarte bine, cu majorate, cu clasa zero, cu orice ocazie, vin oameni specializați care trag niște fotografii colosale pe bani serioși și cam toate seamănă la un moment dat la fel. Că e multă, că e majorat, că e alt eveniment, sunt profi. Ei, aceste imagini nu sunt profi, nu sunt fotografii profi, ci perfect că nu sunt profi, pentru că sunt spontane. Sunt... a venit un om de drag. A venit... Hello! Bravo! Mă bucur foarte mult de pe deci, ideea e că sunt fotografii sincere, adevărate, făcute spontan, fără prea mare punere în scenă, dar cu atât mai mult adevărate, sincere și care transmit ceea ce e în spatele unei poze. Eu când am văzut aceste imagini, am zis cum mi-a apărut. Mie mi-au evocat, cum stăteau așa cu minți, cu mâinile în coală. Bine ai venit. Am zis, mie îmi evocă cumințenia Pământului. M-am gândit imediat la această statuie unică în creația lui Brâncuș, care a declanșat apoi o revoluție în întreaga lume și în mintea lui și în
ce înseamnă sculptura europeană, dar această piesă e cu totul specială. El la celelalte, cum era Sărutul, tot în perioada asta făcută, a revenit de zeci de ori. Peseri măiestre, muze dormind, coloane, toate temele lui le-a reluat, le-a șlefuit și tot timpul încerca să le aducă la o formă esențializată, la forma prima. Ei pe asta a lăsat-o așa. Și am găsit această similitudine între aceste chipuri ale voastre, curate și sincere și fără poze, și această cuvințenie, această sculptură stranie, care vine de departe și care are un mesaj foarte misterios. Să construim împreună, când voi veți fi majoritatea și voi veți fi invitați.